Salut și bine v-am găsit la un nou episod din FNAF Security Breach, doar că de data asta îl vom întâlni pe Huggy în joc. Da, ați auzit bine, Huggy Wuggy va fi în FNAF, așa că nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade de FNAF cu moduri. Și de asemenea, hai să vedem dacă reușim să strângem peste 1700 de like-uri la episodul de azi. Vă mulțumesc din suflet dacă ați apăsat și voi pe acel butonaș de like. Voi da un load la o salvare, cred că pe aici, uite, în decembrie 27 ne-am jucat pe salvarea asta. A trecut ceva vreme de atunci, însă cred eu că este o salvare destul de bună. Hai să așteptăm să ne facă load și să-l vedem pe domnul Huggy Wuggy. Și ghiciți ce? O să putem să mergem în Huggy Wuggy cum mergeam în Freddy. Asta o să fie destul de interesant. Așteptăm puțin să se încarce jocul, pentru că așa arată în momentul în care face primul load. Deci nu s-au încărcat texturile, nu s-au încărcat astea. Dar, într-un final, totul este încărcat. Și acum o să trebuiască să-l găsim pe Freddy. Eu l-aș putea chema, dar nu cred că vine în zona asta exact aici. Așa că o să trebuiască să mergem până jos să-l găsim pe Freddy. Care Freddy nu e Freddy, acum e Huggy. Și o să vedeți că arată destul de interesant. Și da, putem să intrăm și în Huggy, cum intrăm în Freddy. Stai să văd că nu mai știu exact pe unde coboram. Au, uite pe acolo. Sunt și alți animatronici pe aici, deci trebuie să avem grijă. Și am înțeles că este și Kissy Missy în joc. Da, o să o vedem și pe Kissy Missy. Dar trebuie să avem grijă la ceilalți animatronici. Mergem ușurel pe aici, printr-o zonă în care aș putea să stau și eu mai lejer. Și să-l vedem mai bine. Cred că la scenă e cel mai bine să-l vedem. Cred că la scenă o să fie cel mai bine. Deci să mergem la scenă. Aha, deja mă fugărește. Stai acolo că stai bine. A rămas acolo? Vine încoace. Ok, sper să nu vină pe scenă. Pe scenă n-ar trebui să poată să vină în principiu. Uite-o că vine încoace. Roxane-ul, lasă-mă. Ok, Huggy, vino, ajută-mă. L-am chemat pe Huggy. Unde e? Ia uite-l pe Huggy. Bă, nu vine să cred, ci se deschide. Bine, arată destul de dubios. Uitați-vă puțin cât de ciudat arată. Pentru că, na, Huggy nu e făcut să se deschidă ca să poți să intri în el. Dar e Huggy sub formă de animatronic. Mie nu mi-a venit să cred când am văzut că există așa ceva. Și fiți atenți, hai să intrăm în Huggy. Ia, salut Huggy, ce faci? Huggy, prieten. Surprinzător, nu? Ia, hop, am intrat în Huggy. Și acum suntem noi Huggy, ia. Uite așa vede Huggy, ia uite-l. Acum ca Huggy, bineînțeles că nu o să mai fie nicio problemă aici. Putem să trecem pe aici fără să ne mai facă ceva Roxane Wolf. Ia, hai să ieșim. Să-l vedem mai de aproape cum arată. Bă, trebuie să recunosc, e înfricoșător. Și când îl vezi că aleargă așa spre tine, adică gen, eu dacă-l chem, uite-l cum aleargă. Bă, nu știu, mi se pare creepy rău de tot, deși el e prieten cu noi acum. Dar tot mi se pare creepy. Trebuie să recunoașteți că e creepy. Și acum dacă vrem să facem, gen să vedem jumpscare-ul lui, pentru că și el are un jumpscare pe care îl poți activa dacă îi termină bateria, putem să mergem cu el. Așa că s-a respawnat. Putem să mergem cu el și să încercăm să-i facem jumpscare-ul să apară. Sunt multe moduri cu FNAF, nu neapărat cu Kissy Missy și Huggy, sunt o grămadă de moduri pe care le-am găsit. Așa că dacă vă place chestia asta și dacă mai vreți episoade, scrieți-mi în comentarii. Apăsați pe butonașul de like, pentru că așa îmi pot da seama, bă, uite, chiar le place chestia aceasta. Vor să facem mai multe episoade cu moduri cu FNAF și știți bine că mie îmi plac modurile, adică până la urmă avem o serie foarte, foarte lungă pe Garry's Mod cu moduri și o grămadă de alte jocuri pe care le-am modat tot așa, adică mie îmi plac modurile în general, cred că ați observat deja chestia asta pe canal, deci cred că e mișto să modăm și acest joc. Mai sunt 3 liniuțe, deci când o să apară ultima liniuță, atunci ar trebui să ne dea jumpscare-ul. Să vedem cum arată, sunt curios. Și după asta o să mergem, deci ca să ajungem la Chica, care momentan s-a transformat în Kissy Missy, o să trebuiască să ajungem la Fast Cade, pentru că acolo o găsim pe Chica. Practic, Freddy s-a transformat în Huggy și Chica s-a transformat în Kissy Missy. Cam asta e șmecheria. Dar trebuie să așteptăm acum ca să ne dea jumpscare-ul, să vedem și noi cum arată. Trebuie să se mai ducă bateria. Surprinzător, ține destul de mult bateria. Acum e pe low power, hai să vedem. O să stau pe undeva pe aici ca să se vadă bine. Chestia asta o puteai face și cu Freddy, n-am făcut-o niciodată. Dar o puteai face și cu Freddy în jocul principal, fără moduri.
Și da, te speria dacă cumva rămânea fără baterie. De asta tot timpul când era pe low power, eu ieșeam și mă duceam pe jos. Ia uite. Bă, cât de șmecher poate să fie? Nu vine să cred că există așa ceva și că, da, chiar poți moda jocul în felul acesta, dar se poate. Așa că, hai să mergem până la Fazcade. Ar trebui să ne responeze, dar nu știu unde ne responează dacă am dat retry. Cred că de la ultimul checkpoint, nu? Tot de aici. Ok, perfect. Hai să văd, aici știe să ajungă Huggy? Huggy, știi să ajungi aici? De că l-am chemat, dar nu vine. Am zis eu că nu vine, nu vine mereu, adică nu vine în toate locurile. De-aia și m-am dus acolo jos, că acolo vine de fiecare dată. Dar aș avea nevoie de el. Hai să mergem să-l chemăm din nou. Și pe aia mergem la Fazcade, să o întâlnim pe Kissy Missy, iubita lui. Să vedem ce părere are. Ia, vină încoace. Huggy, unde ești? Uite-l. Unde te duci? Doamne, ferește! Nu știu unde se ducea. Bun, trebuie să mergem împreună la Fazcade. Singura problemă pe care am observat-o și nu știu dacă se poate rezolva, sunt încă nou în modding-ul pe FNAF, adică nu prea mă pricep extrem de bine, este faptul că atunci când încarci un alt caracter, caracterul celălalt dispare. Gen, dacă acum vreau să încarc pe Kissy Missy, Huggy devine Freddy din nou. Ceea ce nu e problemă neapărat, pentru că putem să o vedem, dar... Da, nu știu încă cum să rezolv chestia asta, o să mă mai interesez. Dacă vă place și văd multe like-uri, cu siguranță cred eu că putem să facem multe, multe chestii interesante. Dar, hai, vină încoace. Huggy, vină încoace în lift. Frumos, bine ai venit. Și apăsăm butonul, mergem împreună. Dacă ar putea să și vorbească, dar nu știu, acum Huggy nu vorbește, nu? Adică cam asta e faza cu el. Doar scoate sunetele alea ciudate, dar el nu vorbește. Bă, da, se vede ciudat rău de tot când se deschide, când se deschide să intri în el. Adică, uite, uite cum se vede. Când nu e făcut să intri în el, Huggy, normal. E logic. Dar să-l vezi în formă animatronic? Interesant. Trebuie să recunoașteți, e destul de interesant. N-am ce zice. Bun. S-a deschis aici ușa. Și am trebuit să o căutăm pe Chica. Trebuie să vedem. Ok, am un mod care schimbă și DJ-ul ăsta, dacă o să vreți să vi-l arăt și pe ăsta poate vi-l arăt. Schimbă și DJ-ul ăsta în Vanessa și o să fie Vanessa aici care face așa. Descoperit cum pot să fac să am mai multe moduri deodată, ceea ce e destul de interesant. Și după cum v-am zis, DJ Vanessa aici pe zonă, ia uite-o. Da, e destul de ciudat modul ăsta, dar da, există, așa că am zis să vi-l arăt totuși. Da, am căutat-o pe Chica pe aici, dar din păcate este Chica varianta cealaltă, care nu e modificată aparent. Trebuie să o găsim pe Chica originală, nu cea stricată. Deci o să mergem să o căutăm, pentru că ea este Kissy Missy. Ca să putem să o găsim, o să trebuiască să reiau jocul, pentru că nu mai am salvările alea vechi, unde Chica nu era stricată practic. Și cu ocazia asta vreau să văd cum arată intro-ul jocului, având în vedere că acum e Huggy. Și mi se pare așa de ciudată chestia asta, frate. Wow. Atât de ciudată. Vreau să văd când îl ia și vorbește cu el așa și îl scanează. Vreau să văd cum se vede. Deci practic noi am înlocuit modelul, dar totuși el continuă să fie Freddy. Vorbește. Cât de tare ar fi dacă asta chiar ar fi vocea lui. Exit Freddy și acum fiți atenți. Hop, îl ia și îl scanează, ia. Bă, dar merge! Ce tare, bă! Ce tare! Ok, suntem în vent și în principiu ar trebui să o vedem pe Kissy Missy pe undeva pe aici, nu? Aici e Roxane Wolf. Un pic mai încolo e. Hai să vedem. Trebuie să fie, mă, n-are cum. Că știu că am instalat modul ăla. Suntem încă safe, că suntem la început și nu apare chestia aia prin vent. Dar... Nu, nu aici. Acolo e altceva. Deci cred că dacă mergem pe aici drept înainte, ar trebui să fie. Cred că episodul ăsta se numește mai degrabă În căutarea lui Kissy Missy. Doar că nu o găsim, frate, nu o găsim. Ia. Uite-o! Mamă, cântă la chitară! Hai să vedem dacă putem să facem o șmecherie. Putem să vedem din afara caracterului. Deci, vedeți, ăsta e caracterul nostru. Și acum mergem să o vedem pe Kissy Missy. Ia uite-o pe Kissy Missy.
Mamă, Kissy Missy cântă la chitară, ce zici? Nici nu mă așteptam la așa ceva, ia uitați-vă. Ok. Și în același timp, putem să mergem și pe aici. Putem să facem ce vrem, putem să mergem prin toată pizzeria asta. Dar stai să vedem. În continuare, Hagi ar trebui să fie aici înăuntru. Da, deci merge. Hagi aici și Kissy Missy aici. Ia uite. Dar v-am zis că e în locul lui Chica. Iar caracterul nostru e undeva prin vent. Undeva pe aici, pe undeva. Uite-l, ăsta e caracterul nostru. Hai să ne întoarcem înapoi și să reluăm. Intrat în camera lui Kissy Missy și nu știu exact dacă o să-i convină chestia asta. Adică sunt aici cu Gregory. Ia. Zice ceva? Nici nu mă vede, cântă la chitară. Nu zice nimic! Aparent în modul ăsta nu zice nimic, este prietenoasă surprinzător. Nu mă așteptam să fie așa prietenoasă, dar... Am găsit acel party pass. Oh my god! Ăsta de unde a apărut? Vai de capul meu, deci încă mă poate speria jocul ăsta după atâta timp. Nu-mi vine să cred că încă mă poate speria. Am mai băgat un mod care aparent strică toți animatronicii și îi face blestemați. Nu știu exact ce înseamnă chestia asta, dar da, aparent asta înseamnă chestia asta. Uitați-vă puțin la Freddy. Freddy, ești bine? Nu știu dacă e foarte bine în momentul de față. Freddy? Ești ok? Da, cred că nu este deloc ok. Dar ce o să facem? O să ieșim din caracter, cum am făcut și adinauri, și o să mergem pe la celelalte caractere să vedem cum arată. Roxane Wolf. Oh my god, Roxane Wolf, ce-ai pățit? Bă, cineva a stricat caracterele astea. Uitați-vă cum arată Roxane Wolf. Ce i s-a întâmplat? Doamne ferește, mai seamănă? Nu prea mai seamănă, nu știu ce s-a întâmplat aici. Hai să vedem și la... Din păcate la Montgomery Gator, deși noi putem să intrăm înăuntru, nu e nimeni înăuntru, sunt doar niște sunete, dar nu e nimeni înăuntru, deci el nu este acolo. Oh my god, ce este asta? Asta e cea mai înfricoșătoare chestie pe care am văzut-o până acum, vă zic sincer. Bă, și știți ce putem să facem cu modul ăsta în care putem să zburăm prin pizzerie? La ieșire acolo mai există ceva, există parcarea, există nu știu și aș putea să vă arăt, sunt niște locuri secrete pe care nu le poți vedea în mod normal dacă te joci jocul. Dar dacă faci chestia asta, o să le poți vedea. Deci, hai să vedem. Da, în principiu dacă te duci pe o ușă de asta, totul e întunecat și nu prea vezi mare lucru. Dacă erați curioși ce se întâmplă dacă, uite, dacă ieșim de aici, așa arată tot. Dar am o soluție și pentru chestia asta. Iar aici ce e? Aici e ceva secret. Nu știu ce e aici, dar e ceva. Pare a fi ceva secret. Ok. Și ce cred că e zona lui Freddy. Da, deci așa arată modul ăsta cu animatronicile stricate. Însă pot să fac ceva în care pot să sting toate luminile din joc. Și atunci arată jocul ca și cum n-ar avea nicio lumină și niciun shader. Cam așa arată. Și acum poți să vezi exact cum a fost făcut jocul, poți să vezi fiecare detaliu din joc. Adică, na, și putem să mergem în zone interzise, cum ar fi ușile cu level 10, în care nu puteam să mergem în mod normal. Ei bine, de data asta vom putea să mergem fără probleme. Dar hai să vă arăt ce se întâmplă dacă te duci pe ușa de la ieșire, fără să fi terminat jocul. Deci nu terminăm jocul, dar noi ieșim pe ușa de la ieșire, care în mod normal ea este închisă. Așa, și avem ușa aceasta, da? Ușa asta știți că ea se închide practic și nu mai poți să treci pe ea. Și dacă te duci aici, îți dă chestia aia cu stay sau leave. Dar ce e peste ușa asta? Că vedeți că e ceva acolo, e ceva secret. Ce e acolo oare? E bine, vom afla chiar acum. Ieșim frumos din caracter. Caracterul nostru aici. E interesant totuși că tu nu prea vezi caracterul ăsta. Adică ei l-au modelat, l-au făcut. Dar tu când îl vezi? Bun. Peste ușa asta, uitați-vă ce este. Este parcarea. Deci chiar au modelat parcarea, deși tu niciodată nu vei vedea parcarea respectivă. Și dacă ieșim pe ușă... Hopa! Hopa, suntem în afara mall-ului. Uitați-vă și voi. Hopa, ce avem noi aici? Este foarte întunecat. Avem niște copaci. Sunt niște copaci aici. Deci nu prea vezi mare lucru, l-a făcut atât de întunecat încât să nu vezi mare lucru. Dar aici vine magia cu stinsul de shader și de lumini. S-a făcut lumină
Și acum vedem exact ce se ascunde. Deci uitați și voi, ăștia au modelat toată zona asta. Avem o zonă cu pădure, un fel de pădure, ceva pe aici, uitați-vă. Și avem până și intrarea, pe care nu o vezi niciodată. Niciodată nu vezi intrarea asta în mall, dar ăștia au făcut-o. Există în joc. De ce? Nu mă întrebați. Habar n-am. Dar asta este parcarea, asta este zona de afară. Și zona asta, v-am zis, nu o vedeți niciodată, dar există. Și mi s-a părut foarte interesant, am vrut să vă arăt totuși chestia asta, pentru că, da. Și aici, acum dacă intrăm înapoi, uitați-vă cum arată toată zona asta, că am scos luminile. Poți să vezi totul atât de clar, poți să vezi totul în detaliu. Și bineînțeles că nu ne face nimeni nimic, dar uite, imediat cum am intrat pe această ușă, hopa, nivelul nu mai e încărcat aici. Deci de asta de fiecare dată când intri pe o ușă sau ceva de genul ăsta, știți că v-am zis eu că îți sacadează jocul. Merge în reluare. Și ne tot întrebam noi, bă, dar de ce oare merge în reluare jocul? De asta, pentru că el de fiecare dată când intri pe ușă, ți-a încărcat nivelul. Aici ar trebui să fie parking, dar aici clar n-au mai făcut nimic. Deci aici chiar dacă te-ai duce nu este nicio parcare. Dar zona asta de afară chiar există. Adică mi se pare șmecher că putem să descoperim astfel de lucruri. Aici este o ușă cu roșu. Am impresia că pe aici chiar poți să te duci, dacă nu mă înșel. Hai să intrăm înapoi în caracter. Uite cum arată caracterul acum, având în vedere că am scos asta. Hai să intrăm înapoi în caracter, dar jucăm fără lumini și fără shadere. Ceva de genul ăsta ar arăta dacă ai juca. Și bineînțeles că n-am lumini, n-am nici lanternă, dar nici nu trebuie lanternă, adică vezi totul. Hai să văd dacă... Da, chiar se deschide ușa asta. Deci aici, în mod normal, era atât de atmosferic și toate cele. Și probabil era foarte întunecos și de speriat. Aici ne-a fugărit Chica la un moment dat. Dar hei, acum nu mai este. Uite, pot să fac să vedeți cum arată cu toate shaderele on. Ce diferență fac shaderele într-un joc? Adică nivelul arată în felul ăla, dar uite cât de realistic face... Shaderele fac totul, mare parte. Da, nivelul trebuie făcut de cineva, dar fără shadere? Nu știu ce să zic. Parcă nu mai e același joc. Parcă nu mai e același joc. Asta a fost episodul nostru de astăzi cu moduri. Mi s-a părut destul de interesant, am vrut să vi le arăt ce am mai descoperit și eu, ce moduri am mai găsit. Asta cu Huggy și cu Kissimissi mi s-au părut cele mai mișto. Dar, da, dacă văd că vă place acest format, vom încerca și pe alte jocuri cu moduri. Și da, ne auzim, bineînțeles, data viitoare. Pa, pa!